Grebla a venit în octombrie anul trecut împreună cu directorul România Film la Târgu Jiu pentru a promite un cinematograf ultramodern în oraș. Senatorul se lăuda că a făcut toate demersurile, iar lucrările urmau să înceapă în scurt timp. Primarul Florin Cărciumaru a fost și el de față, luându-și angajamentul că va sprijini proiectul. Sper ca în martie să fim cu toții prezenți la inaugurarea unuia din cinematografele cele mai moderne ale țării. Directorul România Film, Marius Petru, promitea în toamnă că luna martie vom vedea filme 3D la Târgu Jiu. Eu nu sunt genul de om care să promit decât dacă știu că mă țin de cuvânt. Vă garantez că până în martie anul viitor el este gata. Din păcate, vorbele lui Greblă și ale lui Iurașcu s-au dovedit a fi simple promisiuni de campanie. Cinematograful Victoria are aceleași scaune jerpelite în sală, e frică afară, iar cinefilii pot fi numărați pe degete. Eu de regulă sunt optimist, dar angajamentul ăsta a fost super optimist și nu se putea, pentru că a fost frig, iarna asta nu s-a putut face niciun fel de lucrare. Între timp au mai venit târgujeni și gorjeni în general la un film? Au venit și au plecat dezamăgiți. Pentru că sala nefiind încălzită, noi le-am explicat că nu avem căldură, dar oamenii au zis, domnule, intrăm. Și pe la jumatea filmului, cu regret, plecau. Tony Mihail Greblă dă asigurări că în mai vom avea în sfârșit cinematograful mult așteptat. Vinerea viitoare, pe 9 martie, directorul general de la România Film va fi la Târgu Jiu împreună cu arhitecți de la România Film. Luna mai rămâne în continuare luna pe care am anunțat-o pentru deschiderea acestui cinematograf. Cinematograful de un sfert de milion de euro ar urma să poarte numele marelui actor și regizor Sergiu Nicolaescu.